ale conducerii școlii este asigurarea unui climat de siguranță atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificați, am discutat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care a avut un control la fața locului, ne-a remis un raport în această dimineață. În plus, am decis ca, începând de astăzi, să trimitem corpul de control al Ministerului Educației pentru a avea și un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în așa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea și adresarea cazurilor de violență în școli sunt respectate. Ce spune acel raport? Acel raport citează din documentele care s-au aflat la dispoziția echipei. A fost un raport întocmit rapid, tocmai pentru a avea un prim răspuns. Există o serie întreagă de constatări care țin de neinformarea unor entități care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de Administrație al Școlii sau Comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violență. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă și cât mai profesionist documentată, am solicitat ca corpul de control al Ministerului Educației să meargă să facă un control acolo, atât la școală cât și la inspectorat. Când a fost notificat Ministerul Educației despre situația de la această școală? Ministerul Educației nu a fost notificat de școală sau de inspectorat, am aflat din presă despre acest subiect. Cine minte? Inspectoratul ieri a spus că s-a avut o sesizare după ce a apărut reportajul. Directoarea totuși a spus la televizor că a notificat inspectoratul în momentul în care a avut loc primul caz de abuz în 2022. A fost o astfel de sesizare atunci? Tocmai acest lucru va fi cercetat de către Corpul de Control al Ministerului Educației. Vrem să vedem nu numai ce s-a întâmplat în școală, dar și ce s-a întâmplat din punct de vedere al comunicării școlii cu alte entități care trebuie să fie responsabile. Fie că este vorba despre școală, fie că este vorba despre poliție, fie că este vorba despre DGASPC sau alte entități. Cum vedeți comportamentul directoarei acestei școli, care, conform mamei, pur și simplu n-a făcut niciun fel de anchetă după primul abuz? I-a spus mamei că este vacanță și să mai așteptăm și asta e. La revedere, vorba aia, pe românește. Cred că orice sesizare, că vine din partea unui elev, că vine din partea unui părinte, privind un caz de violență în școală, trebuie tratat foarte serios. Deci, indiferent dacă el se confirmă sau nu, trebuie parcurse toate etapele din procedura pentru prevenirea violenței în școală, procedura care era în vigoare în luna decembrie. O parte la rău. Tocmai de aceea am trimis corpul de control. Raportul preliminar al inspectoratului ne sesizează o serie de abateri de la procedură. O foarte rapidă mențiune aici. Eu am văzut că inspectoratul a spus nu că neapărat că s-a autorizat, ci că a primit o sesizare dimineața de ieri, în jurul orei 8. Cu toate acestea, procedura despre care vorbim dumneavoastră privind violența este în vigoare în acest an școlar 2023-2024. Școala era obligată să notifice, nu a notificat către inspectorat la momentul respectiv. Ce sancțiuni ar putea primi? Asta ca să știm ce riscă școlile care nu se sesizează așa cum prevede procedura, cu atât mai mult cât trebuiau să primească și raporte lunare ulterior. Deci avem o procedură care vizează toate obligațiile conducerii școlii. De asemenea, avem corpul de control al Ministerului pentru a documenta exact acest lucru, în ce măsură procedura a fost respectată de către toate părțile implicate. Dacă constatăm că a fost încălcată procedura, cei responsabili vor suporta toate rigorile legii. Trebuie să avem zero toleranță pentru abateri, pentru că siguranța copiilor în școală este primordială. Corpul de control a ajuns deja la școală? Știu că a plecat de la Ministerul Educației, asta înainte să intru în conferință. Deci, în mod normal, controlul ar trebui să fie în desfășurare. Școala le-a impus părinților un fel de contract, practic o tăcere. Deci n-ai voie să spui absolut nimic despre școală, să nu o ponegrești. Este normal, este legal un asemenea mod de a impune părinților tăcerea? Nu știu în ce formă a fost, știu eu, impus un astfel de acord. Vom cerceta și acest aspect. Nu avem în legislație o prevedere care să vizeze așa ceva. În acest moment, cel puțin ciudată a doamnei directoare și în raportul cu părinții și în raportul cu mama victimei și în raportul cu presa. Și îl ține în brațe pe doamna directoare. De ce este în continuare o funcție și se permite să se comporte așa? Din nou, înainte de a putea lua măsuri,
de sancționare, trebuie să avem un raport care să documenteze toate încălcările legislației. Imediat ce vom avea acest raport și el va documenta sau nu astfel de încălcări, vom putea lua toate măsurile legale.